Mândria și mânia ieșise la plimbare. Cum ți-a părut drăguțul astăzi la adunare? N-am treabă eu cu nimeni, răspunse fierb mândria, căci minte ca a mea câțiva au dintr-o mie. Eu stau în primul scaun, păstorul mi-e prieten, de vorba celor simple de mult nu mi-este sete. Dar tu, soră mânie, hai spune tu ce crezi. Văd că te umfli în pene, ești gata să explodezi? N-am ochi să văd pe nimeni, striga sora mânie. Din toată adunarea, niciunul nu-i ca mine. Ei spun ca să iubesc pe cei ce mă urăsc, când le răspund nu pot. Ei spun să mă smeresc. Din deal, de pe-o cărare, veni sora mustrare. Cu mâna pe nuia, le-a spus-o în față așa: surori ca și voi două, nasc între frați războiul. Mai bine ați sta la soare decât în adunare. Încet, încet, mustrare, răspunse blând iubire. Chiar de cunoști dreptatea, să nu aduci mâhnire, căci ele ca și toți nevoie au de schimbare, de aceea Dumnezeu le așteaptă în adunare. Ușor este să alungi pe cine n-ai adus. Ușor este să smulgi când nu de tine-i pus. Ușor este să stingi când nu tu ai aprins. De aceea fii atentă, mustrare, când explici. Dar vouă, surioare, vă spun o taină mare. Când va veni Iisus, doar eu voi sta în picioare. Țineți-mă de mână, iubiți cum iubesc eu, căci doar cei ce iubesc vor sta cu Dumnezeu. Amin.